Salut! Voi desface un pachet de placaj sigilat. În mod normal, acesta se poate cumpăra de la Hornbach. În ultima vreme, calitatea acestui placaj a scăzut. Putem verifica acest lucru cu o sursă de lumină puternică. După cum vedeți, sunt ceva noduri pe spate. Fața exterioară este perfectă, dar în interior foaia de placaj poate conține noduri. Uitați o radiografie a acestea. Această placă de placaj ne va crea probleme. Are și părți curate, dar predomină nodurile în interior. Fețele sunt curate, nimeni nu ne spune ce avem înăuntru. Aici avem o mulțime de lipici care va fi foarte greu de tăiat. Altă surpriză. Se distinge și un gol de aer în interior. Porțiunea albă. Vedeți, deasupra este aproape perfect. Aici am o bucată de placaj tăiat, marcând limitele nodului. Ne vom uita la arderea pe lateral. Tăietura va fi mult mai neagră în zona nodului. În partea de sus vedeți că tăietura este mai albă. Negru și alb sus.
o altă bucată de material, aceeași situație găsim. Aici avem vizibil o fibră de nod. Când se intersectează cu alta, va fi nevoie de mult mai multă putere sau mai multe pase pentru a putea tăia această porțiune. Vedeți că este mai dens. Aici avem o placă curată. Un mic nod. Comparativ, aici avem un placaj de exterior folosit în construcții. Observați că lumina nu pătrunde prin el. Este tratat antiumezeală, iar lipiciul este mult mai dur. Aici avem o gaură internă. Raza laser va pătrunde mult mai greu în acest material. Un alt nod ascuns. Acum o comparație a unui placaj de exterior pentru construcții de 4 mm grosime pentru hobby laser de 10 mm grosime. Deci comparăm 4 cu 10. Prin cel de 10 mm lumina încă trece. Se observă pata luminoasă. Greu, dar trece. Când pe cel de 4 mm este aproape opac. Aici este un loc în care au fost îmbinate plăcile interioare, dar fără să se fie introdus lipici între marginile plăcii. Am stins lumina complet. Vedeți că nu pătrunde prin cel de exterior, aici prin placajul de 10 mm. Se observă inclusiv eticheta.
Aici vă prezint un alt placaj de 4 mm, dar mult mai dens. Lumina nu pătrunde deloc prin acesta. Vedeți, întuneric absolut. Comparativ cu un placaj normal de 4 mm folosit pentru laser, uitați-vă cum se vede acesta. Avem și un nod aici. Deci, capul laser este de vină sau materialul folosit. Vă mulțumesc!